grupă de copii? Cei mari care vin dimineață, la ora 11 jumătate sau 12, ei se îndreaptă spre școală. Atunci vin cei mici, în număr de 30. De multe ori vin toți, uneori mai lipsesc dintre ei. Dacă programul este atât de important, atât pentru ei, cât și pentru familiile lor, mă gândesc. Pentru ei, programul este foarte important. Nu știu cât conștientizează însă acest lucru. Câteodată, bine, poate sunt răciți. Nici nu mi-aș dori să vină în această situație la noi, la centru, pentru... Nu este această o opțiune, practic, de ce nu? Aveți și, de aceea vă întrebam, de activități libere în afara centrului. Iată, vizitarea Bucureștiului și a unor obiective e o activitate importantă. Dar și sportul. Aveți programe sportive, programe care să încurajeze în acest sens? Vara merge. Unde am putea face diferite întreceri sportive. Există programe particularizate în funcție de nevoile fiecărui copil sau toți vin, își fac temele și... Necesită acest lucru. Toți au nevoie de rechizită. Toți au nevoie de hăinuțe. Toți au nevoie de mâncare, până la urmă urmei. Însă, la ajutor, la teme, sunt unii care se descurcă singuri. Sau cel de limbi străine, sau... cel de matematică. Sunt interesați de ceva anume, de un program anume? Se vede bucuria pe fețele lor de fiecare dată când se întâlnesc la... la ora 4. Și ce se întâmplă în această... în acest... Să facem și temele suplimentare. Iar după aceea ne jucăm. Avem timp, măcar o oră pe zi sau jumătate de oră, să ne jucăm. Timp între ei, între ei și voluntarii noștri, între ei și noi. Vă întrebam câte persoane sunteți implicate. Sunteți...